pentru elevii primei școli de apicultură din Europa, înființată de domnul profesor Viacheslav Harnaș, a sunat pentru ultima oară în această săptămână clopoțelul. A sunat pentru cei din clasa 12-a, bineînțeles. Ei au absolvit colegiul agricol și am fost și noi emoționați la eveniment. Înființată la inițiativa profesorului Viacheslav Harnaș, președintele Academiei Mondiale de Științe Apicole, prima școală de apicultură din Europa, Liceul Apicol Băneasa, avea o singură clasă. În schimb, anul acesta s-au prezentat la festivitatea de încheiere a anului școlar un număr de 7 clase a 12-a. Emoționați, absolvenții au răspuns pentru ultima oară prezent la strigarea catalogului, le-au spus participanților ce a însemnat liceul pentru ei, au prezentat filmulețe cu evoluția lor încă de pe vremea când erau boboci și au avut discursuri pline de mulțumire, dar și de regrete. E o zi specială, ultimul clopoțel a sunat, clasa a 12-a s-a încheiat, inclusiv liceul. Cum te simți? Sunt multe sentimente, s-au adunat toate în toți acești 4 ani. Nu știu, acum am foarte multe emoții. E bucuria că am terminat și că am absolvit, dar este tristețea că am adunat atâtea amintiri și pierd sprijinul profesorilor, prietenia colegilor, poate viitoare prietenie de acum încolo. Așa este, sunt și regrete, dar cu siguranță mai multe amintiri frumoase. Haideți să începem un pic cu clasa a 9, atunci când erai boboc. Care a fost sentimentul pe care l-ai trăit atunci când ai intrat în sala de clasă, când ți-ai cunoscut diriginta și colegii implicit? Aceeași emoție ca și la final de clasa 12-a. Mă simțeam un puțin mândră că am ajuns la o etapă a vieții mai din ce în ce mai avansată și emoția că o să cunosc mai multe persoane și eu sunt o fire mai sociabilă și asta m-a interesat și doamna dirigintă, nu știu, a fost o chimie de la început, ne-am înțeles excepțional. Cum ai ales acest liceu? Este un liceu totuși de renume pe domeniul agricol. Pe mine mă interesează foarte mult, eu sunt mai pe partea ecologiei, protecția mediului, mă interesează foarte mult viitorul meu și a viitorul copiilor mei. Și probabil asta a fost cea mai importantă, cel mai bun motiv. Spune-mi, urmează o etapă și mai importantă. Liceul a fost o etapă importantă, dar examenul vieții sau bacalaureatul vine, bate la ușă. Cum te simți tu și implicii colegii tăi? Pentru că cred că este o emoție cumva care vă încheagă și mai mult. Sigur, fiind, din punctul meu de vedere, al doilea examen care ne inițiază și ne ajută să evoluăm, este unul dintre cele mai importante. Ne ajută să ne alegem cariera pe viitor. La proba de specialitate ce vei da? Eu sunt la profilul protecția mediului și ca temă am biodiversitate ecosistemică, studii de caz Delta Dunării. Deci mă ocup în general despre cum aș putea să ajut, ce aș putea să fac și ce s-a făcut și ce s-o să facă. Felicitări pentru absolvie atât ție cât și colegilor tăi. Mult succes la bacalaureat și să ne vedem la următoarea absolvire, cea a facultății și a masteratului inclusiv. Desigur. Mulțumesc. Nu doar absolvenții au fost emoționați. Profesorii și în special diriginții le-au împărtășit sentimentele, iar doamna director Felicia Stroie concluzionează. Foarte emoționant pentru că nu este primul an când se finalizează un an și ca director, deci al 7-lea an și cu fiecare promoție, emoțiile parcă din ce în ce se accentuează și îi preiei din clasa a 9-a, îi vezi cum vin ca boboci care nu știu, nu-și găsesc un loc și apoi îi vedem acum când cu toate amintirile lor de 4 ani, cu regrete, cu bune, cu rele, cu lacrimi în ochi, de bucurie și fericire în același timp. Este un liceu important din domeniul agricol. De-a lungul timpului au fost mulți elevi serioși, conștiincioși, care au făcut carieră în domeniu. Cum este generația de acum? Cum au fost elevii clasei a 12-a, generația 12-2015? Da, n-aș spune că au ieșit dintr-un tipar anume, pentru că vedem în jur, în stânga, în dreapta, marea majoritate a liceelor, că a scăzut puțin interesul elevilor, spunând că nu au motivație anume să poată să aibă mai multe rezultate. Sunt tentații, ciclul inferior al liceului, clasa 9 și a 10-a, să abandoneze, datorită nevoilor pe care le au, pornind de la
rechizite, încălțăminte, îmbrăcăminte și la un moment dat renunță și noi reușim să-i menținem în școală și este un câștig. Urmează un pas mai important pentru viața lor, examenul vieții, cum se spune, bacalaureatului. Câți dintre absolvenți vor intra în bacalaureat și cu câți credeți că toamna îi va primi din nou pe băncile școlii, dar la facultate de această dată? Da, cred că anul acesta creștem în procente de promovabilitate la clasele a 12-a față de anul trecut. Cred că ne suntem undeva la un 60-70% de promovabilitate, procente de promovabilitate și sperăm că, eu zic că din cei care intră în bacalaureat, cred că un 50%, să sperăm anul acesta. Dacă anul trecut am avut un 25%, noi sperăm, dacă nu 50%, un 35%, cred. Îndemn final pentru absolvenții dumneavoastră? Da, mult succes, suntem alături de ei cu sufletul, că altfel nu putem. Deci noi le-am dat ce am avut până acum. De acum încolo, dacă și-au acumulat cunoștințele, să și le folosească din plin și să se concentreze, să se canalizeze pe aceste examene. Să lase puțin distracția și să se canalizeze pe examene, pentru că deja încep de săptămâna viitoare examen de competențe profesionale nivel 4, după aceea examen de competențe digitale, lingvistice și apoi partea scrisă de bacalaureat. Așa este timp pentru toate, cum se spune. Noi vă mulțumim, vă urăm succes și răbdare și cu următoarele generații. Am avut răbdare, că dacă nu aveam răbdare, cred că plecam din sistem. Mi-a plăcut în învățământ, mi-a plăcut să lucrez cu elevii, mi-a plăcut să fiu o persoană ambițioasă, să-i ambiționez și pe ei, spunându-le cum am pornit eu în carieră și spun că sunt un exemplu pentru ei.